Bună ziua, domnilor prim-ministri, domnule viceprim-ministru pentru securitate națională, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, distinși invitați, bine ați venit la ceremonia de inaugurare oficială a punctului de trecere a frontierei Lunga-Nakovo. Da, mergi, gospodine Ponti, premierul României. Domnule prim-ministru Vucic și dragă prietene Alexander. Gospodine premierul Vuciciu și dragi prietenul Alexander. Stimați reprezentanți ai guvernului și ai autorităților locale din Republica Serbia. Poštovani predstavnici državnih institucija i lokalnih samouprava iz Srbije. Domnilor miniștri, reprezentanți ai autorităților locale din România și stimați cetățeni ai acestei zone. Gospodo ministri iz Rumunije i gospodo posetioci iz ove zone. Spunea domnul ministru Stefanović un lucru pe care românii îl spun foarte des. Gospodin Stefanović je ministar rekao jednu stvar koju Rumuni govore veoma često. Kad întotdeauna am avut doi prieteni, siguri, Serbia și Marea Neagră. Da smo uvek imali dva sigurna prijatelja, Srbiju i Crnomore. Acum avem mult mai mulți prieteni. Sada imamo mnogo više prijatelja. Dar vreau ca pentru Serbia, România să fie cel mai bun prieten din Uniunea Europeană. A želim da za Srbiju Rumunija bude najbolji prijatelj iz Evropske unije. Și Europa nu va fi întreagă până când Serbia și celelalte țări din această regiune nu vor fi parte a Uniunii Europene. I Europa neće biti cela sve dok Srbija i ostale države iz ovog regiona ne budu deo Evropske unije. Așa cum domnul prim-ministru Vučić spunea, ne leagă foarte multe lucruri. Kao što je gospodin premijer Vučić rekao, mnogo, mnogo stvari nas vezuje. Ne desparte o frontieră pe care acum vrem să o facem cât mai ușor de trecut. Odvaja nas samo jedna granica za koju sada pokušavamo da uradimo sve da što lakše može da se pređe. Vreau să mulțumesc celor doi miniștri de interne din România și din Serbia. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat ca aceste trei puncte de trecere a frontierei să poată fi deschise azi. Želeo bih da zahvalim dvojici ministara Srbije i Rumunije i svima ostalima koji su radili na ovim projektima da ova tri granična prelaza budu otvorena. Și vreau să legăm România de Serbia cât mai mult prin infrastructură, prin relații economice. I želeo bih da vežemo Rumuniju za Srbiju kroz infrastrukturne projekte i u odnosima sa Srbijom. Știu foarte bine că din punct de vedere cultural suntem foarte bine legați. I naravno podrazumeva se da smo sa kulturološke strane veoma dobro povezani. Există însă proiecte importante pe care trebuie să le dezvoltăm împreună. Postoje i zajednički projekti koje trebamo u budućnosti da ih razvijemo. Strategia Dunării, proiecte economice. Strategia Dunava, ekonomski projekti. Și un proiect pe care l-am gândit împreună cu primul ministru Vučić. I jedan projekat sa kojima sam zajedno razmišljao sa gospodinom Vučićem. Și pe care îl vom pune în aplicare pentru că amândoi suntem doi oameni foarte hotărâți. I koji ćemo i ostvariti s obzirom da smo obojica odlučni ljudi. Al unei autostrăzi între Belgrad și Timișoara pentru a ușura relațiile economice. A to je autoput između Beograda i Temišvara radi olakšavanja ekonomskih uslova. Vreau să asigur cetățenii de pe ambele părți ale frontierei. Želeo bih da uverim narod sa obe strane granice. Că cele două guverne, la Belgrad și la București, ne vom face datoria față de ei. Da će obe vlade i u Beogradu i u Bukureștu uraditi svoj zadatak prema njima. Și că împreună români și sârbi vom fi întotdeauna mai puternici și mai respectați de toți ceilalți. I da će uvek Rumunii i Srbi zajedno biti jači i poštovaniji od svih ostalih. Vreau să fac în final o urare. I na kraju želeo bih da ukažem čast. Azi este o mare sărbătoare, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Danas je velika slava Sveti Arhangeli Mihail i Gavril. Vreau să urez la mulți ani
tuturor celor care azi sărbătoresc ziua de nume. Želim da poželim sve najbolje svima koji slave ovu slavu. Dar vreau să reamintesc că cei doi sfinți au luptat și au biruit pentru credință și pentru ideea de creștinătate. A želeo bih samo da podsjetim da su ova dva sveca da su se borila za hrišćanstvo i za veru. Vreau să trăim cu toții cu gândul că putem izbândi în viață. Želeo bih da sa svima učestvujem u mislima da poboljšamo život. Și că împreună uniți români și sârbi putem să fim întotdeauna mai puternici. I da românii și sârbi, ako su zajedno, uvek možemo biti jači. Vă mulțumesc și trăiască Serbia, trăiască România! Zahvaljujem i živela Srbija, živela România!